În jur de 400 de mii de lei trebuie să primească lunar elevii din Baia Mare pentru bursele școlare, fie ele de merit, fie sociale. Este vorba despre suplimentul acordat pe lângă ajutorul de la guvern de către autoritățile locale. La momentul actual sunt restanțe mari la plata acestora, chiar dacă unii consilieri locali au adus subiectul în atenția prefecturii și curții de conturi. Cele două instituții sunt însă acuzate că au alte interese. Este, din punctul meu de vedere, o reavoință a administrației publice locale, prioritizează banii în altă parte către panseluțe, către dezăpezire, plăți făcute în lunile iulie, august, septembrie, în loc să se achite bursele școlare, mai ales că vorbim astăzi în 5 octombrie, când este și ziua educației și, practic, municipalitatea mi-a și dorit ca astăzi de ziua educației să iasă și să spună suntem la zi cu plata burselor școlare pentru elevii primăreni. O altă acuză vine la adresa primarului, care, spun unele voci, ar nesocoti deciziile Consiliului Local. Acest for a votat pentru achitarea burselor școlare, dar prioritățile unora nu sunt ajutoarele oferite elevilor, ci promisiunile electorale. Toată lumea merge la începutul anului școlar să-și facă reclamă electorală, propagandă electorală. Dar când se facă ceva pentru ei, au tot felul de scuze. Noi suntem, ca și consilieri, un fel de lege pentru primar. Dar se pare că primarul, nu numai la noi și în alte parte, neglijează Consiliul Local. Și atunci copiii suferă. Așa că singura soluție rămânea sesizarea prefecturii și a curții de conturi privind necesitatea achitării burselor școlare. Prefectul recunoaște că a primit semnale de la consilierii locali în acest sens, dar, din cele spuse de către ambele părți implicate, reiese că perioada trecută de la neplata ajutoarelor este neclară. Consilierii locali spun că s-au scurs 7 luni. Iar prefectura insistă că au trecut doar 2. Am avut o interpelare din nou din partea consilierilor locali Baia Mare, a câțorva consilieri. Am întrebat municipiul Baia Mare dacă a achitat aceste burse. Ne-au comunicat că până în luna iulie ele sunt achitate și și-au luat consimțământul că până la finalul anului vor fi la zi cu toate plățile. Practic s-a mai făcut nu doar pentru toate unitățile de învățământ din Baia Mare, ci parțial, s-au mai făcut plăți și pentru luna februarie 2023 și iată, suntem aproape de finalul primului modul școlar din anul 2023-2024 și Baia Mare are o distanță de peste 6 luni de zile la bursele școlare pentru elevii din municipiul Baia Mare. În fapt, s-ar putea spune că instituția prefecturii și cea a Consiliului Local nu cunosc exact ce se întâmplă în ograda lor. Însă, pe fondul acestei neclarități, cert este doar faptul că școlarii sigur nu și-au primit bursele.